Astăzi am votat pentru o viață mai bună la noi acasă. Bineînțeles că am votat cu gândul la orașul Gherla, am votat cu gândul la Gherleni. Pe această cale vreau să îndemn pe Gherleni să meargă la vot, să dea dovadă de unitate, de solidaritate. De rezultatul votului depinde soarta comunității noastre. Am votat pentru viitor, am votat pentru schimbare, am votat pentru locul de muncă, pentru liniștea noastră ca națiune și pentru, chiar și pentru schimbarea, și în primul rând pentru schimbarea clasei politice. Să aibă șansa acum să intre în Parlament nouă sau cel puțin o parte nouă din clasa politică, astfel încât ce a fost rău să lăsăm în urmă și să ne gândim de acum încolo prima la viitor celor 4 ani, 8 ani, sperăm și la mai mult. Cum vedeți situația după 9 decembrie 2020? Să știți că vremea asta care o avem acum lângă noi va încălci destul de greu lucrurile, destul de complicat. Va fi prezență mai mică decât prognozele pe care le-am avut acum câteva zile. Asta înseamnă că vor produce răsturnări de situație, dar în primul rând, viitorul guvern care va urma trebuie să se ocupe în primul și în primul rând de economia națională. Nu de certuri, nu de, să le spun așa, probleme personale, problemele parlamentarului personale, nu e mai cazul, nu mai putem. Suntem
într-o situație mult prea jos, picată, și ca să ne mai putem permite să risipim timpul, energia și banii parlamentarilor și clasei politice în general. Astăzi am votat pentru un trai mai bun, pentru o viață mai bună, pentru mai multă credință și mai multă speranță. Cum vedeți situația după ziua de astăzi, după 9 decembrie? După 9 decembrie văd un parlament cu oameni noi, cu oameni capabili să facă acea schimbare pe care o așteptăm de atâta timp. Am votat pentru o reală schimbare în România. Am votat pentru o România puternică. Am votat pentru ca vocea poporului să se facă auzită în Parlament și mai sus de Parlament. Și am votat pentru ca Colegiul Cinci-Gherla și Gherla, în cadrul acestui colegiu, să prospere, cu alte cuvinte, să agonisească ceva mai multă bunăstare decât are în prezent. Cum vedeți situația după ziua de astăzi, după 9 decembrie? Mâine dimineață vom fi obosiți cu toții, după o noapte de numărat. Unii vor face bagajele pentru Parlamentul din București, alții se vor întoarce la locul lor de muncă și cu toții cei care am votat vom considera că ne-am făcut datoria. Cei care n-au votat vor continua probabil să fie nemulțumiți de situația economico-socială a țării, dar eu am un precept, cine nu votează, n-are dreptul să cârpească. Până în momentul de față, procesul electoral a decurs bine, nu s-a întâmplat niciun fel de incident, dar prezența la vot este slabă, asta datorită condițiilor meteorologice. Observăm că a nins foarte mult, ninge în continuare și dacă la alte alegeri, la ora 13, prezența la vot era în jur de 15%, acum este doar de 10,7%. Să sperăm că oamenii o să fie conștienți și își vor face datoria de cetățeni. Thank you.